Bă, și el e opățit-o din nou, frate, în trafic. Zici că omul ăsta nu trec 3 luni și pățește ceva, mă, în trafic. Mereu, mereu. Zici că au ceva satelit care îl urmăresc mereu. Bă, de data asta au făcut ceva chiar nașpa. O să vă las un clip de pe stream în care am reacționat de la știre și am vorbit despre tot ce se întâmplă. Dați-mi subscribe pe canalul secundar de Real Real Life, că pun o grămadă de content acolo. Și follow pe Instagram, bogdi.w. Hai la clip. Primul lucru când scriem Shelly pe Google, știri. Ia să vedem. Ia să vedem. Shelly prins conducând cu 236 de kilometri. Na, fii atent ce îmi dă Libertatea, frate. Libertatea, care e unul dintre cele mai mari ziare. Fii atent ce îmi dă. Îmi dă să scot adblock-ul. Bă, ce boli aveți, mă? Îmi dați să scot adblock-ul. Ați înnebunit cu capul? Îmi dați să scot adblock-ul. Bă, frate, e imposibil să stai pe internet. Ca alternativa ai posibilitatea să te bucuri de un site fără reclame, donând lunar suma minimă de 10 lei. Deci corporație și cereți la oameni să intre pe site-ul vostru fără adblock. Ați nebunit cu capul? Shelly prins la volan, la volanul Porsche-ului, conducând cu 236 de km pe oră. Cum au reacționat polițiștii? A fost un moment de inconștiență. Bă, frumoasă e mașina asta, mă jur. E mașina perfectă. Ziceți-mi voi o mașină mai perfectă decât mașina asta. Ziceți-mi voi, abonament la Libertatea, e crazy, sincer. Un tânăr de 23 de ani a fost prins sâmbătă după amiază în jurul orei 14:50 conducând pe A1 București-Pitești o mașină sport Porsche 911 Turbo S cu viteză de 236 de km pe oră. Oe, dictatorul! Dictatorul! Dictatorul are sânge de dictator în el. Șoferul a fost amendat cu suma de 3300 de ei. Mamă. Cine-s ei? Sincer, cine-s ei? Passatul? Passeratiu e the best, brother. Și a rămas fără permis timp de 120 de zile, fiindu-i eliberată dovada înlocuitoare fără drept de circulație potrivit unui comunicat al poliției române. Potrivit Mediafax, la volanul mașinii se află Andrei Șelaru, alias Shelly, cunoscut vlogger și antreprenor. Ulterior, celebrul influencer a confirmat printr-un mesaj postat pe rețelele de socializare că a rămas fără permisul auto. Și presupun că ăsta e mesajul. De pe Instagram. Vreau să confirm informația apărută în Mediafax. Azi am făcut o greșeală. Eram pe A1 în drum spre Budeasa. Oioio, se ducea la elicopterul, frate. Elicopterul mergea la el acasă. Îți dai seama cât de au băgat atâta, frate? Că trebuia să ajungă repede. Că pe elicopterul nu-l faci să aștepte după tine, indiferent că ești dictator sau nu. Era oil, da, pe elicopterul. Se intra uleiul ăla în piele până ajungea și el. Nu era bine. Nu era bine. Și pe o bucată mică de autostradă am mers cu peste 200 de km la oră și am fost luat de aparatul radar. A fost un moment de inconștiență pe care le regret. Bă, adevărul e, frate, că cu mașina aia, cât are max speed? Duce 340 la oră. Cred că duce mașina aia. 300 plus la oră. Sigur duce oricum. Sigur duce. Dar da, nu era pe autobandă. Dar oricum, nu luați ce zic eu acum de bine, că nu-i bine. Nu-i ok să te duci cu așa viteză, indiferent de circumstanțe. Dar cu așa mașină, frate, dacă ai vizibilitate și nu este trafic, îi mai dai și tu un pic să o încerci, știi ce zic? Să o încerci așa să vezi dacă o duce bine. Câteodată. No, nu e ok să faci chestia asta. Dar suntem oameni până la urmă. Am învățat ceva din această situație și nu voi mai merge pe viitor cu asemenea viteză. Indiferent cât mă grăbeam la filmare, trebuia să realizez că viața e mai presus de orice, clar. Cumva e bine că rămân pieton 4 luni, că mă învăț minte să mai fac așa ceva pe viitor. Da, corect. Conținutul video nu poate fi redat deoarece ai activat adblock. Te rugăm să-l dezactivezi. Deci cam astea însă ultimele știri. Nu e ok, mă, frate, să faci așa ceva, îți dai seama. Dar acum e inconștientare oricum să te duci cu așa viteză, indiferent care ar fi situația. Du-te, frate, la pistă și dă-i așa viteză, știi ce zic? Dar na, dacă e trafic, dacă nu este trafic, ai vizibilitate, condițiile sunt bune, știi ce zic? Cât mai vine să o mai dai, să nu o fim și noi. Că ziceți-mi voi, frate, câți de aici din chat ar da 240 la oră, știi, cu așa mașină? Nu o dai mereu, îți dai seama, dar mai dai și o dată, știi, mai apeși o dată pe pedală. Tu cât ai mers maxim? Niciodată nu am depășit limita de viteză, niciodată. Azi ești tânăr, mâine te uiți la știri. Azi ești tânăr, mâine te bucuri, frate, că aia îți cumperi respirator nou. Să-mi bag. Bă, frate, hai să vă zic o chestie. Bă, am fost la un party mai de mult. Atunci am realizat să-mi bag. Bătrânesc să mor eu.
Bă, am fost la un party mai de mult. Da, după party eram cu Stror și am adus și noi două fete acasă, știi ce zic? Am ajuns acasă, trebuia să bagă în coșul de gunoi, sac de gunoi, frate. Și mi-am scos sacul, știi, să-l bag. Bă, și era sac din ăla care mirosea cafea, frate, și miroase bine, știi, ca să nu spută gunoiul. L-am mirosit și am zis, mamă, ce bine miroase sacul ăsta. Și după aia, toată lumea așa, o început să miroase sacul ăla de gunoi, frate, să miroase cafea. Tot te dracu, și am zis, tot frate, ce am îmbătrânit, că mă bucur că punga de gunoi miroase a cafea. Dă-te, dracu, bă. Bă, deci a fost un moment din ăla în care am zis, bă, coaie, nu-i ok. Nu-i ok deloc. Azi ești bătrân, doamne ferește, ar fi bine să întinerești. Azi ești tânăr, mâine te uiți la știri. Ai zis bine. Ai zis prea bine. Da, mă, și el are... Ce pot să zic, frate? Accept eu Porsche-ul ăla dacă vrei până când primești carnetul înapoi, sincer. Promit că am grijă de el.